ce m-am face să duc prima ajutor. La Autogara Codreanul, în urma mai multor sesizări, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă împreună cu cei ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat verificări la 3 societăți care transportă călători pe raza județului Iași. La 2 dintre ele au fost constatate abateri. Uitați, asta e data. E valabil până la a 3-a 2022, nu? Până la. La una din societăți nu existau afișate tarifele și traseele, nu exista afișat numele șoferului, nu exista o trusă de prim ajutor aflată în cadrul termenului de minimă durabilitate. Era expirată din 2021. La celălalt operator de transport, stingătorul de incendii era expirat din luna martie 2022. Din punct de vedere al condițiilor de călătorie, nu s-au constatat abateri, însă nu au fost puse la dispoziție procedurile de dezinfecție și spălare ale autovehiculelor. Verificările au început la intrarea în Iași. Acolo a fost depistat un microbus care nu avea licență pentru transportul persoanelor. În urma unei sesizări, o verificare la un microbus care efectua curse Iași-Italia și, din păcate, respectivul mijloc de transport nu avea licență pentru transport persoane, doar pentru transport mărfuri. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au verificat persoanele care muncesc fără a avea o formă legală de muncă. Colegii mei astăzi de-abia și-au încheiat acțiunea. Așteptăm să vedem în urma verificărilor la tot ce înseamnă documente pe care firmele care transportă persoane le vor aduce la verificat. Administratorii firmelor riscă amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără formă legală și vorbim și de alte sancțiuni care prevede codul muncii.